Zeci de construcții ilegale din piața Aurora vor fi demolate prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Aceasta prevede desființarea mai multor construcții ridicate fără niciun fel de autorizație pe domeniul public și privat al municipiului Timișoara, în incinta pieței Aurora din Dâmbovița, precum chioșcuri, gherete, terase, împrejmuiri, pergole, copertine. Unele dintre construcții ilegale au în jur de 18 ani, sunt șubrede, prezintă pericol pentru cumpărători și vânzători și sunt departe de condițiile necesare pentru comerț. În suprafață de aproape 15.000 de metri pătrați, terenul de pe strada Lacului numărul 21 a fost concesionat către Aurora SRL fără licitație în anul 1997 de Consiliul Local de atunci. Contractul de concesiune, așa cum a fost formulat atunci, este în vigoare atât timp cât există construcțiile autorizate aferente pieței. Contractul de concesiune din 1997 pentru piața Aurora este doar un exemplu pentru privatizarea de facto a unor terenuri importante din oraș după Revoluție. Nu putem schimba trecutul, dar nici nu putem să închidem ochii. Iar o concesiune nu este un cec în alb pentru un stat în stat. Ce în Aurora nu diferă mult cu ce am descoperit că au făcut și alți privilegiați și protejați. Mai întâi un chioșc, încă unul, apoi o terasă, o extindere, încă o gheretă și, în final, aproape o piață cu construcții ilegale. Multe pun în pericol viața timișorenilor care merg acolo cu bună credință. Aplicăm legea pentru a proteja timișorenii și apărăm respectul pentru reguli. Vom demola tot ce este fără autorizație pe terenul nostru, chiar dacă e concesionat, a declarat primarul Dominic Fritz. Toate cheltuielile privind demolarea construcțiilor ilegale vor fi suportate de societatea comercială Aurora SRL, care are în concesiune terenul. Primăria Timișoara își menține angajamentul de a recupera patrimoniul acaparat ilegal sau cu construcții fără autorizație.